Salutare, bă băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre steluța secretă din săptămâna a noua. Știu că am întârziat puțin cu acest videoclip, dar niciodată nu este prea târziu, deoarece nu foarte multă lume a terminat săptămâna a noua, adică nu toată lumea a terminat challengerile din săptămâna a noua care au apărut astăzi, dar pentru a colecta această steluță secretă trebuie să mergem la challenges, iar aici la week 9, dacă ne uităm la week 9, dacă l-aveți completat cum am eu week 7 aici complete. Deci dacă aveți tot week 9 completat, o să primiți un loading screen. Acest loading screen o să-l putem găsi aici la locker și dacă ne uităm aici la loading screen-uri, o să ne apară un loading screen care va avea imaginea cu hashtag 9. Acel loading screen pe care îl vom primi este acesta din acest screenshot și putem observa că sunt skin-urile Calamity și Deadfire, iar în spate pe acea stâncă, în stânga, putem observa și skin-ul Aim. Dar noi de fapt căutăm steluța secretă care este practic pe grătarul acela care este în spatele lui Calamity. Iar din câte v-ați dat seama, această steluță secretă sau această locație este în Leaky Lake. Deci hai să intrăm în joc și să vă arăt unde se află mai exact această locație. Iar după ce intrăm în joc, va trebui să ne îndreptăm către colțul din stânga sus a hărții sau de aici de la Leaky Lake, care mai exact este aici în stânga, cum am mai zis, în stânga de tot, cam pe aici. Iar aici putem observa singurul grătar din această zonă, dacă nu mă înșel, iar pe acest grătar undeva pe deasupra, probabil că fix aici, o să apară această steluță secretă. Mie nu mi-apare steluța pentru că încă nu am terminat misiunile, dar dacă ați completat această misiune, dacă ați colectat această steluță, va trebui să muriți. Deci va trebui să lăsați pe cineva să vă elimine sau să construiți ceva în sus și să vă aruncați. Bineînțeles, nu faceți acest lucru pe playground, deoarece nu vă puteți omorâ. Deci vă recomand să lăsați pe cineva să vă elimine și nu dați de pe live match, deoarece nu o să vi se pună misiunea. Iar după ce ați dat pe return to lobby, o să primiți un tier în battle pass dacă nu l-ați terminat, dar dacă l-ați terminat ca și mine, o să primiți 1000 de experiență. Dar cam asta a fost tot pentru acest videoclip. Dacă te-a ajutat sau dacă ți-a plăcut, nu uita să spargi buton de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!